ziua, bună ziua. Îmi cer scuze dacă am emoții, că nu prea fac zi de zi acest lucru. Da, am 35 de ani. Mă numesc Bogdan Suciu, cum m-a prezentat. Nu știu dacă mai are rost să mă prezint, că m-a prezentat foarte bine adineauri. Am un istoric de consum cam de 10 ani. Și am consumat cam tot ce înseamnă drog, cocaină, iarbă, ecstasy, legale, dar drogul meu de bază și dependență a fost pe heroină. Și că am trecut cam prin toate formele ei. A început de la fumat, prizat, inhalat și bineînțeles m-am oprit la ultimului grad, administrarea injectabilă. Ce să vă spun? Odată cu dependența instalată, apare și stilul, îți faci un stil de viață, alt stil de viață. E ca și cum ți-ar trebui mâncare. Toată viața ta se rezumă în a te trezi, a face rost de bani, a ți procura drogul respectiv ca să devii un om normal și cam asta îți ocupă toată ziua. Ai un comportament și îți dezvolți niște abilități care nu credeai să le ai în urmă cu înaintea timpului de consum. Adică ajunsesem la nivelul în care tot ce era în casă mai de valoare era ascuns la fratele meu în cameră. Camera era închisă și în restul casei era ascuns o cheie. Mi-a trebuit 5 minute să găsesc cheia, să intru la fratele meu în cameră, să iau ce-mi trebuia de acolo și fără să mă observe nimeni. Făceam 4 minute din casă până la bancomat să scot banii după cartul lui mama. Știam PIN, nu știam tot. Dar am fost printre norocoșii, să spun, pentru că am avut suportul familial al familiei și anturajul familiei mele m-au susținut necondiționat. Dar cu toate astea am avut niște bariere extraordinar de mari. Vorbim despre, când am intrat eu pe tratament, aproape 25.000 de consumatori de droguri injectabile în București declarați, și aproape 6-700 de locuri pe tratament, dintre care majoritatea erau cu plată. Dar am avut șansa cu intervenții, după așteptări să intru pe tratament. Și cam ca orice consumator am avut două recăderi. Ultima oară, când m-am și hotărât că cred că dacă nu te hotărăști tu singur, nu iei tu singur decizia asta, e cam greu să te lași, a fost în urmă cu vreo 5 ani și cred că să fie și ultima. Timp în care, hotărându-mă să mă las, la primul test al meu, care a fost pozitiv, am fost dat afară din tratament. Asta ce înseamnă? Deși unui consumator de droguri e foarte greu. La el, practic, viața socială nu mai există. Eu, din cauza familiei, am avut norocul încât am putut să am un loc de lucru și oarecum am putut să am o viață socială cât de cât. Nu știu cine mi-a semnat, nu cunoșteam doctorul care mi-a semnat mie externarea și a trebuit să umblu cu... Aveam un anturaj de consum foarte mic, vreo 4-5 prieteni, pentru că trebuie să ai acest lucru, să nu cumva să rămâi fără doza silnică care îți trebuie, în caz că dealerul tău sau dealerii tăi rămân fără marfă. Și a trebuit, timp de un an de zile, să-mi cumpăr pastilele la negru. Asta însemnând să mă întâlnesc cu cei care consumau, să mă duc să-și cumpere marfă, ca după aia să-mi vândă mie pastilele. Și am avut tăria. Eu, probabil că mă plictisisem de viața aia. Dar cu un consumator de droguri trebuie să îl prinzi momentul și să, în momentul în care l-ai prins, să poți să-l internezi undeva, să poată avea parte de acest tratament substitutiv. Cu andeai spre anturajul meu, ce să vă spun?
Prietenul meu, am avut o perioadă în care pe mine m-a dat afară din tratament și a trebuit să umblu cu acești consumatori ca să-mi procur pastilele, ca să mă las, în care poliția mă luase la ochi. Eu vreo 2 luni de zile nu ieșeam din casă sau trimiteam pe prietena mea, fostă, actuală, sper, și viitoarea, să-mi cumpere sau prieteni de-ai mei să-mi cumpere. Dacă ieșeam din casă, cum mă prindeau, mă luau la circă. Să întorc pe prietenul meu, să spun de la cine cumpăram. Drogatule, tu niciodată nu o să te lași, degeaba ai făcut tratament, degeaba. Și mă repet, am avut noroc că am putut să vin cu un avocat, am putut să vin cu adresă, mi se pare că de la Agenția Națională Antidrog, cum că am fost sub tratament, cum, și m-au lăsat în pace. Dar anturajul meu, prietenul meu cel mai bun, a fost nevoit să plece din țară 1 an de zile. Ceilalți 2 prieteni ai mei, frați fiind, au fost arestați, 10, unul a ieșit acum 1 lună, celălalt trebuie să iasă luna viitoare, 10 ani și 11 ani pentru trafic. Ce înseamnă în trafic? Un alt prieten al meu l-a trimis să îi cumpere 5 sau 6 bile, doze de care avea nevoie și în timpul ăla au fost prinși. Deci, nu cred că asta e soluția sau cred că ei prezentau pericolul. Alt prieten al meu a fost arestat exact când m-am lăsat eu, e și acum închis. Eu am avut norocul de câte ori m-au prins să nu le găsească sau să nu am nimic asupra mea. Avem cazul Dinte, care a fost acum cât de curând, câteva luni de zile, care a fost bătut în arestul poliției până a murit. Deci, practic, lui s-a luat dreptul la viață. Pe scurt, cam asta a fost povestea mea. Asta m-a făcut să vin să lucrez în domeniu, când am crezut că sunt stabil și psihic și din toate punctele de vedere, să lucrez în domeniu. Lucrez la Carusel, centrul nostru este în Ferentari, oferă seringi consumatorilor de droguri, acompaniere, referiri către tratament, așa mai departe, schimb de seringi. Ne-a luat foarte mult să creăm o legătură cu ei. Și mie personal mi-a fost foarte greu. Am luat parte la o cercetare în 2012 pe 412 respondenți consumatori de droguri. Și procentele stau cam așa. Aproximativ 90% au virusul hepatic C și aproximativ 52% au virusul HIV. În momentul de față sunt două agenții care făceau acest lucru. Arasul și noi. Arasul lucrează la capacitate minimă, practic s-a închis, iar noi mâine terminăm seringile bune, cum s-ar spune, că mai avem niște seringi care nu pot fi folosite. Cam asta, din punctul meu de vedere, este situația momentală și cam asta a fost povestea mea. Nu știu cei mai ieftini, ținând cont că tratamentul unui om care are HIV costă în jur de $10.000 pe an. Noi am distribuit anul trecut aproximativ 160.000 de seringi pe piață. Ceea ce nu înseamnă e 5 bani o seringă. Faceți dumneavoastră socotale. Cam asta a fost povestea mea pe scurt și despre ce fac în momentul de față. Vă mulțumesc și o zi bună!